Domnule primar, împliniți astăzi un an de la momentul la care ați depus jurământul. Sunt multe lucruri despre care trebuie să vorbim, lucruri pe care le-ați făcut deja într-un an, dar sunt și lucruri despre care vom vorbi, pe care v-ați propus să le faceți de acum înainte. Și vreau să începem mai întâi cu cele pe care le-ați făcut deja, pentru că ați avut ceva activitate în acest prim an de la depunerea jurământului. În primul rând, înainte de orice, cum caracterizează dumneavoastră acest prim an de activitate? Ca și activitate? Da. Ca și activitatea noastră, da, este... și ideea de schimbare a macazului, nu asta, mai sunteți asta, pe... La asta vreau să mă refer. Este, de fapt, o schimbare pe care, sincer să fiu, nu credeam că va avea atâta impact asupra activității pe care eu ulterior am avut-o. În sensul că din momentul în care am plecat de la mine, de la o instituție, am crezut că, în realitate, aproximativ va fi la fel. Dar n-are nicio legătură. Este cu totul și cu totul altceva. Este altceva. Simțiți deja că v-ați intrat bine în rol și că e ceva pentru care, eu știu, ați fost pregătit, făcut să faceți așa ceva? Sau vă e dor încă de vechea instituție? Vă dați seama că după 23 de ani în care activezi în instituția în care tu te formezi, sufletul tău este totul ăla. Totuși, este acolo. Este acolo. Sufletul tău este acolo. Atunci când vrei să te reculegi, când vrei să te regăsești sau când vrei să te liniștești, aici te încarci și sunt situații când după amiază, după ora 18, mă duc la mine la instituție și stau pe malul apei, stau o jumătate de oră, o oră, după care mă reîntorc. Aveți de însemnătate un mai mare, pentru că aici sunt mii de suflete, zeci de mii de suflete pe care le aveți în grijă și pentru, eu știu, nevoile fiecăruia dintre ei va trebui să munciți, trebuie să depuneți un efort și să rezolvați toate aceste mici probleme la care înainte, eu știu, pe care înainte poate doar le vedeați, treceați pe lângă ele, dar acum trebuie să fiți implicați și să le rezolvați. Dacă te duci în fiecare cartier, pe fiecare străduță și stai de vorbă cu cetățeanul, care de fapt sunt o parte din cei cu care eu am crescut, o parte din cei cu care eu am activat, ori în instituția mea, sau poate cu cei cu care am făcut școala, sau sunt oameni la care pur și simplu am crescut în casa lor. Și dacă stai de vorbă cu ei, cele mai importante și cele mai prioritare probleme sunt ale lor. Cea mai importantă este problema mea. Și trebuie rezolvată astăzi, dacă se poate astăzi. Ei, dacă te muți din acest cartier în celălalt cartier, unde probabil îți stau părinții, da? Și stai de vorbă cu vecinul, el spune, dom'le, știți, eu am această problemă. Nu credeți că este foarte importantă? Eu spun, da, este cea mai importantă. Și nu că o spun doar că trebuie să audă. Nu, în realitate este cea mai importantă, pentru că este problema lui. Așa că nu poți să spui care sunt cele mai importante probleme ale cetățeanului. Nu, toate sunt la fel de importante, pentru că în felul lui fiecare are dreptate. Vreau să vorbim în acest prim interviu, în primul rând, despre lucrurile pe care le-ați făcut. Sunt câteva la număr deja în acest prim an. Dacă ar fi să le analizați, v-ați fi dorit să faceți mai mult? Credeți că ați fi putut să faceți mai mult? Știu că vă provoc, dar... Da, eu am o problemă de ritm. Colegii mei... unii sunt supărați pe mine, unii nu sunt supărați pe mine, unii mă înțeleg, unii nu mă înțeleg. Eu vin într-o zonă în care ritmul este altul. Și momentul în care eu îi întreb, dom'le, ce ai făcut cu acea problemuță, cu referatul? Păi, domnule, ar știți, m-am împiedicat nu știu în care compartiment. Vă dați seama, în momentul acela, eu nu înțeleg mecanismul. Dom'le, eu vin dintr-o zonă în care eu am termen. Dacă mâine la 12 eu trebuie să dau o situație, eu mâine la 12 dau o situație, nu la 12 și jumătate. Bun. Dar nu trebuie să vină nimeni să-ți spună, vezi că tu ai de dat o situație mâine la ora 12. Eu știu că trebuie să o fac. Eu de acolo vin. În momentul în care am ajuns aici și am constatat că sunt o multitudine de astfel de probleme pe care eu nu pot să le gestionez ținând minte fiecare pas. Bun. Atunci eu am încredințat fiecare activitate unei persoane. În momentul în care eu am dat activitatea unei anumite persoane, în momentul ăla eu m-am derobat pur și simplu de acel obiectiv.
Ideea este că acea persoană trebuie să știe că joi la ora 12 el trebuie să vină cu informația. Nu, nu vine joi la 12. Vine peste două săptămâni. Și vă dați seama, în momentul în care îmi dau seama că deja au trecut două săptămâni de la data când el trebuia să-mi aducă acea informație, vă dați seama ce sentiment ai. Zic, dom'le, să nu înțeleg. Voi după care ritm lucrați? Se uită la tine și zic, dom'le, știți, poate nu mi-am dat seama sau poate motivații sunt. Ei, asta înseamnă că ritmul nu este cel pe care îl doresc eu. De foarte multe ori mă supăr, de foarte multe ori încerc să înțeleg mecanismul, de foarte multe ori nu depinde de salariat, dar nu este ritmul pe care mi-l doresc. Ați încercat sau ați reușit măcar parțial să puneți în mișcare aceste rotițe pentru a face lucrurile să se miște mai repede până la urmă? În permanență le-am spus că atunci când am fost în campanie, toți mă întrebau, dom'le, știți, sunteți într-un război, ce veți face? Dacă veți câștiga sau ce veți face în această luptă? Le-am spus, dom'le, eu nu sunt în război cu nimeni. Pentru că dacă avem un război, sunt victime colaterale. Nu, eu sunt într-o competiție. În momentul în care câștigi o competiție, îți dai mâna cu adversarul și cu echipa pe care o găsești, te duci mai departe. Motiv pentru care atunci când am venit, tot personalul a rămas pe poziție. Rugămintea mea a fost față de dumnealor să facă echipă. Zic, direcția este aceasta. În momentul în care vrem să mergem împreună înainte, mergem toți înainte, chiar dacă unul, să presupunem că nu are același ritm sau nu părtășește aceleași idei, ok, niciun fel de problemă, te ajutăm, vii alături de noi și mergi tot în față, cu condiția să zurești. Motiv pentru care timp de un an de zile i-am lăsat să înțeleagă care este direcția și că, de fapt, eu n-am fost într-un război, eu nu am venit să fac victime, ba din contră, am venit să fac echipă. Unii au înțeles, unii încă n-au înțeles, dar în puțin timp cred că înțeleg toți. Apropo de echipă, echipa face și consiliul local și știu că acolo sunt uneori mici probleme, în sensul că, eu știu, voința politică e mai puternică decât voința aceea de a rezolva problemele cetățenilor, poate. Nu vreau să intrăm foarte mult în acest subiect, dar vreau să-mi spuneți, credeți că consiliul local este pe direcția cea bună, măcar încep să se îndrepte lucrurile, să se miște lucrurile din acest punct de vedere? Ca orice consiliu local, există două tabere. Cum de fapt este și normal, cum este și democratic. Sunt cei care au câștigat alegerile, cum v-am spus, într-o competiție și cei care trebuie să se situeze într-o opoziție. Firească, normal. E. Dacă această opoziție ar înțelege că trebuie să fie constructivă, înseamnă că lucrurile ar fi perfecte. Ar fi normale. Dar unii dintre colegi nu au înțeles acest lucru și ei înțeleg că opoziția trebuie să fie destructivă. E, în aceste condiții nu mai sunt pe aceeași undă. Eu consider că după un an de zile o parte din ei au reușit să înțeleagă. Dar încă mai sunt probleme. Bun, aș vrea să trecem direct la lucrurile pe care le-ați făcut în tot acest an de zile, cu sau fără sprijinul Consiliului Local, până la urmă. Unul dintre primele lucruri cu care ați putea să vă mândriți de altfel, dacă e să luăm așa, este faptul că ați dat în folosință, ați dus la bun sfârșit un proiect de locuințe sociale. Este asta o problemă în Cernavodă? Sunt oameni care încă nu au unde să locuiască sau au probleme din acest punct de vedere și cum ați rezolvat această problemă? Păi putem să dăm răspunsul întrebării anterioare la relația din Consiliu. Această locație este o locație mai veche ca și clădire, ca și bloc. Ea a fost înainte, din câte mi-am amintesc, un cămin de nefamiliști. De mulți ani a fost preluat de către OATE, tocmai în ideea de a-l face locuințe sociale. Ei, a stat în această stare până anul trecut în iulie, până în iulie. Bun. Adică după alegeri. După da, până după alegeri. Din iulie până în octombrie am reușit să îl reabilităm. 54 de locuințe. Și acum să vă răspund la întrebarea anterioară referitor la relația pe care o avem în Consiliu. În momentul în care era la cheie în octombrie, până în februarie ne-am chinuit să-l dăm cetățenilor. De ce credeți?
Pentru că în Consiliu lumea a spus așa, domnule, dar de ce este să-l dăm? Că l-a făcut Neguiță? Zic, domnule, nu l-a făcut Neguiță. Neguiță a luat un proiect mai vechi pe care a reușit să-l termine în 3 luni de zile împreună cu dumneavoastră, nu eu singur. Dar dumneavoastră ați înțeles greșit. Poate până în iulie, până să se înceapă lucrarea, poate nu s-a dorit sau poate n-a fost suficient interes sau poate nu au fost găsite fondurile necesare. Bun, am găsit fonduri necesare. Între iulie, octombrie l-am reabilitat. În octombrie a fost dat la cheie și a trebuit să-l dăm cetățenilor care erau pe lista de așteptare. Ei, din octombrie până în februarie s-a tergiversat găsindu-se diferite motive că da, de ce? Ba că nu e bună lista. Ba că nu știu ce se întâmplă. Ba că e social. Ba că nu e social. Deci tot ca să aducă o motivație, dar de ce? Ați rezolvat o problemă? Ai rezolvat-o? Mi-am rezolvat-o, dar în februarie. E bine că oamenii au un acoperiș deasupra capului până la urmă. Da, am rezolvat-o în februarie. Așa că, vedeți, mai sunt animozități. Au înțeles, dar cam târziu.